Deschideți Biblia împreună cu mine în Psalmii, capitolul 19. Psalmul, capitolul 19, și de aici aș vrea să citim de la versetul 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Aș vrea să ne oprim doar la primul verset. Psalmistul ne vorbește aici niște cuvinte deosebite. Încearcă să aducă în atenția noastră faptul că toate lucrurile care au fost create de Dumnezeu, dar și El ne atrage atenția să privim la ceruri în mod special. Dar toate aceste lucruri care au fost create de Dumnezeu, toate lucrurile care sunt lucrarea mâinilor sale. Psalmistul David spune că vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Consider, dragi prieteni, că înțelegem fiecare ce înseamnă slava lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Dacă mergeți în Exodul, capitolul 33, cu versetul 18, versetul 18 și apoi capitolul 34, versetele 6 și 7. Biblia spune că atunci când Moise a cerut lui Dumnezeu se arate slava sa. Dumnezeu a făcut să treacă pe dinaintea lui toată bunătatea lui, toată îndurarea lui, toată dragostea lui, toată îndelunga lui răbdare. Cu alte cuvinte, slava lui Dumnezeu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Reprezintă, dacă vreți, atributele caracterului lui Dumnezeu. Toată acea frumusețe, da? A caracter a unui Dumnezeu plin de iubire, care, de fapt, reflectă ceea ce este Dumnezeu. Acum este interesant, dacă privim la această imagine din Psalmul, capitolul 19, David încearcă să ne introducă un adevăr important, și anume, că noi nu înțelegem iubirea lui Dumnezeu, dreptatea Lui și toate celelalte atribute care fac parte din ceea ce este Dumnezeu, caracterul Lui. Noi nu înțelegem aceste lucruri doar prin faptul că studiem despre ceea ce a făcut Iisus pentru noi, în Sfânta Scriptură. Ci noi putem să înțelegem slava Lui Dumnezeu sau caracterul Lui și prin lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. De fapt, cartea naturii. Da? Este o carte foarte importantă de studiu și însă Sfânta Scriptură ne îndeamnă ca noi să privim la lucrurile făcute, create de Dumnezeu. Dacă vă amintiți în cartea lui Iov, și vă dau un exemplu, în capitolul 12 cu 7, uitați cum spune aici Iov. Iov, capitolul 12 cu 7, Biblia spune așa. Iov, capitolul 12, versetul 7. Întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ține în mână sufletul la tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Iov ne spune aici, întreabă dobitoacele, întreabă păsările cerului, întreabă pământul acesta. Cu alte cuvinte, tot ce a creat Dumnezeu, frații mei, are ca scop să ne învețe ceva cu privire la caracterul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea ca în această ocazie, pentru câteva minute doar, să privim împreună la un lucru pe care Dumnezeu l-a creat. Aș vrea să privim împreună la un aspect care ține de lumea fizică, de lucrurile fizice, din natură. Și aș vrea să învățăm împreună, pe baza Cuvântului Dumnezeu, o lecție deosebit de importantă. Și veți vedea că lecția aceasta are implicații la toate nivelele. Am putea spune în toate aspectele și în toate problemele vieții noastre. Nu există nici măcar un amănunt din experiența noastră de pe acest pământ care să nu aibă o legătură directă cu ceea ce ne vom studia. Așadar, prieteni, mai înainte ca să descoperim care este acel lucru prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească despre caracterul Lui, aș vrea să înțelegem
cum gândește Dumnezeu într-o anumită problemă. Și pentru ca să pornim și să înțelegem gândul acesta, aș vrea să mi se deschidem în Matei capitolul 19 și de aici aș vrea să citim împreună de la versetul 6. Matei capitolul 19 cu versetul 6. Aici avem o discuție în care Domnul Iisus Hristos încearcă să explice ucenicilor săi. Le prezintă această problemă a divorțului. Da? Și noi știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu urăște divorțul. Acum, în contextul acestei discuții, Domnul Hristos spune așa în versetul 6. Referindu-se la bărbat și femeie. Da? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Vorbește despre cei care se căsătoresc, care vin împreună. Și apoi spune. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, Dumnezeu stabilește aici un principiu care este aplicabil în toate celelalte situații, în toate celelalte lucruri. Pentru că v-aș spune următorul gând, prieteni. Când Dumnezeu a spus ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, vreau să știți că Domnul Hristos nu s-a referit doar la căsătorie. Da, este adevărat că în ce privește căsătoria, acestea sunt unele din lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut să fie împreună, adică soțul cu soția. Și Dumnezeu dorește ca ceea ce El a pus împreună, adică în familie, cei doi să rămână împreună și ei să nu se despartă. Acesta este idealul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Însă, dragi prieteni, vreau să vă spun că în aceste cuvinte, Domnul Hristos nu se referă doar la problema relației de căsătorie între soț-soție, ci când Dumnezeu spune ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, Dumnezeu aici include orice alt lucru pe care El le-a, orice alte lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut să fie împreună și ele nu trebuie să fie despărțite. Am putea să ne gândim la mai multe exemple în această ocazie. Dar vreau să observați un lucru. Principiul pe care încerc să-l subliniez este următorul. Toate acele lucruri pe care Dumnezeu le-a adus împreună, le-a pus împreună și lucruri pe care Dumnezeu dorește să, cum să spun, aceste lucruri, El vrea ca ele să rămână împreună întotdeauna, observați așadar că este o problemă aici. Dumnezeu n-ar fi spus lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-ar fi atras atenția la faptul că omul nu trebuie să despartă ceea ce Dumnezeu a pus împreună, dacă nu exista acest pericol. Dar așa cum bine știm, prieteni, în lumea noastră de astăzi, începând cu Satana, marele rebel, răzvrătit, este o încercare continuă de a despărți acele lucruri, de a separa acele lucruri pe care Dumnezeu le-a pus împreună. Observați lucrul acesta. Un exemplu, cum am spus, este familia. Dar, prieteni, vreau să știți că și pe tărâmul spiritual, dacă este să ne gândim la caracterul lui Dumnezeu, și aș vrea să vă dau un exemplu ca să înțelegem. Știți că Dumnezeu vorbește despre, în cuvântul Său, despre lege și despre dragoste. Legea lui Dumnezeu și dragostea Lui. Acum ați observat că în lumea noastră de astăzi Satana a încercat și face lucrul acesta încă de la început să separe cele două lucruri. Adică Dumnezeu a dorit ca noi să înțelegem că dragostea și cu legea Sa ele sunt strâns legate, una împreună cu cealaltă. Dar Satana a făcut ceva. El le-a despărțit. Așa încât acum oamenii spun noi trăim în împărăția Harului, deci legea nu mai este valabilă, s-a desființat. Și orice lucru pe care Dumnezeu l-a făcut să fie împreună, prieteni, vreau să știți că Satana lansează un atac împotriva acelor lucruri ca el să le separe. Am vrut doar să vedem că ceea ce spune Domnul Iisus aici, principiul pe care el îl stabilește, este unul real. Și este o problemă pe care noi o putem întâlni în multe alte lucruri pe care am putea să le discutăm. Acum, prieteni, ceea ce noi vrem să studiem în această ocazie nu are de-a face cu gândul acesta pe care l-am citit. Dar v-am citit acest gând ca să vă spun următorul lucru. Ori de câte ori noi citim în Cuvântul lui Dumnezeu despre o afirmație,
Da? Despre o declarație a Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să luăm acel verset, acea declarație și să încercăm să vedem care este reversul sau opusul acelei declarații. Pentru că și opusul ei este la fel de adevărat, prieteni. Și anume, haideți să citim încă o dată acest verset. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci versetul acesta ne spune clar, orice lucru pe care Dumnezeu le-a făcut să fie împreună, orice lucruri pe care Dumnezeu le-a împreunat, le-a unit, omul, ne spune Scriptura, nu trebuie să le despartă. Acum, care ar fi opusul acestei afirmații? Dacă ar fi să spunem exact în direcție opusă aceleași cuvinte, cum ar suna, prieteni? Ar suna în felul următor. Deci ce a despărțit Dumnezeu, omul să nu unească. Observați lucrul acesta. Tot ce am vrut să observați este că acest principiu pe care îl stabilește Dumnezeu aici, când El spune ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, dacă este să luăm invers, este ca și cum Dumnezeu ar spune tot ceea ce Dumnezeu a despărțit, omul să nu unească. Și vreau să vă spun că este la fel de adevărat și una și cealaltă. Adică sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut să fie împreună. Și noi nu trebuie să le despărțim. Dar sunt lucruri, prieteni, pe care Dumnezeu le-a despărțit de la început și El vrea ca noi să nu le punem împreună. Acum aș vrea să vă arăt care este acest exemplu despre care vorbim. Vă spuneam că vom studia o problemă care ține de lumea naturală. Da? Pentru că natura ne descoperă caracterul lui Dumnezeu. Vrem să mergem în Geneza, capitolul 1. Și de aici aș vrea să vă citesc de la versetele 2 și 3 mai departe. Uitați ce spune cuvântul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Acum, versetul 4, în mod special. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Apropo, ce a creat Dumnezeu în prima zi? Lumina. Dar acum vreau să observați ce spune mai departe versetul. În ziua în care Dumnezeu a creat lumina, Dumnezeu a făcut ceva. Haideți să vedem ce a făcut. Versetul 4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Și Dumnezeu, cine a făcut lucrul acesta, prieteni? Dumnezeu l-a făcut. Ascultați. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Deci avem un pasaj biblic care vorbește despre creațiune. Este prima zi în care Dumnezeu creează. El a creat lumina. Iar în momentul în care Dumnezeu a creat lumina, în lumea fizică, în ce privește legile fizice, în ce privește această lege fizică, da, a naturii, spune că Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Este clar pentru fiecare lucru acesta. Acum, dragi prieteni, ar fi bine să ne gândim la lucrul următor. Dacă Dumnezeu atunci când a creat lumina, a intenționat ca lumina și întunericul să fie despărțite. Și noi știm că aceasta este o lege fizică care este valabilă și va fi valabilă întotdeauna. Noi nu putem schimba această lege fizică, este imposibil. Însă vreau să observați ceva. Dumnezeu a fost acela care în momentul creațiunii a despărțit lumina de întuneric. Acum, pe baza versetului pe care l-am citit în Matei 19:6, dacă Dumnezeu desparte ceva, omul ce nu trebuie să facă? Omul nu trebuie niciodată să le unească. Acum aș vrea să privim puțin ce vrea să ne spună Dumnezeu, pentru că noi citim aici despre creațiune. Citim despre lumină și despre întuneric. Da? Citim despre o lege fizică. Dar vreau să știți că tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și în mod special lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat slujesc ca o pildă sau un exemplu sau o lecție spirituală pentru noi. Și Apostolul Pavel de nenumărate ori folosește acest exemplu. El face referire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a creat.
și le folosește ca exemplu atunci când vrea să explice un adevăr spiritual. V-aș invita să deschidem împreună în Fapte, capitolul 26. Aș vrea să stabilim de la început ce reprezintă întunericul și ce reprezintă lumina. Pentru că din punct de vedere biblic, lumina și întunericul sunt total opuse. Sunteți de acord cu mine? Ele sunt opuse nu din punct de vedere biblic, ca să spunem asta, da? Ele sunt opuse în natura lor. N-au nicio legătură una cu cealaltă. Însă acum vreau să vedeți că din punct de vedere biblic, spiritual vorbind, lumina și întunericul reprezintă ceva. Și am vrea să vedem ce spune Biblia că reprezintă lumina și întunericul. Fapte, capitolul 26, vom citi de la versetele 17 și 18. Ascultați ce spune aici. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Haideți să ne oprim puțin. Ce spune Apostolul Pavel? Care este motivul pentru care el făcea această lucrare de propovăduire a Evangheliei? El le aducea oamenilor Evanghelia, adevărul cuvântului Dumnezeu. De ce? Pentru ca să le deschidă ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină sau de sub puterea satanei la Dumnezeu. Care dintre aceste cuvinte sunt asociate unul cu celălalt? Întunericul este asociat cu satana și lumina este asociată cu Dumnezeu. Observați lucrul acesta. Deci, cu alte cuvinte, ce reprezintă întunericul? Îl reprezintă pe satana. Reprezintă păcatul. Reprezintă nelegiuirea. Reprezintă tot ceea ce vine din satana. Acum, ce reprezintă lumina? Lumina reprezintă pe Dumnezeu. Reprezintă caracterul lui Dumnezeu plin de iubire. Reprezintă legea lui Dumnezeu. Reprezintă tot ceea ce înseamnă neprihănirea și ascultarea de Dumnezeu. Deci avem acum două lucruri care am spus că sunt cum total opuse. Și într-adevăr, prieteni, dați-mi voie să vă spun că atunci când Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și ne-a dat această imagine cu lumină și întuneric, vreau să știți că lumina nu poate fi cunoscută. Cu alte cuvinte, dați-mi voie să vă spun așa. Noi n-am fi putut să știm ce este lumina și n-am fi putut înțelege că lumina este lumină prin natura ei dacă nu era pusă în contrast cu întunericul. Sunteți de acord cu mine? Cu alte cuvinte, cu cât este mai întunecat un loc, cu cât este mai mult întuneric, cu cât întunericul este mai dens, cu atât este mai clară lumina care strălucește. Pentru că lumina strălucește cu o putere mai mare când este pus în contrast cu întunericul. Adică ce înseamnă lucrul acesta, prieteni? În această lecție pe care Dumnezeu dorește ca noi să o învățăm de la creațiune, când Dumnezeu a pus o despărțire, o separare între întuneric și lumină, Dumnezeu vrea să spună următorul lucru. Așa cum este imposibil din punct de vedere fizic să ai lumină și întuneric în același loc. Și cred că fiecare dintre noi suntem conștienți că așa ceva este imposibil. Ați încercat vreodată într-o încăpere, într-o cameră, să faceți camera aceea jumătate să fie întuneric și jumătate lumină? Ați încercat să faceți așa ceva? Prieteni, este imposibil să faceți asta. Este imposibil ca să ai o jumătate întuneric beznă și jumătatea cealaltă să fie lumină. Așa ceva nu se poate. Adică lumina și întunericul nu pot sta împreună și vreau să observați de ce. Când aduci lumina și întuneric împreună, știți ce se va întâmpla, prieteni? Haideți să vedem ce se întâmplă. Cineva spunea că întunericul nu este altceva decât absența luminii și este adevărat lucrul acesta. Dar vreau să știți că atunci când vorbim despre aceste două componente, da? Lumina, întunericul. Cele două n-au cum să stea împreună, ci aceste două se exclud una pe cealaltă. Sunteți de acord cu mine? Haideți să presupunem că aici în camera aceasta este întuneric beznă. Dacă eu mă duc și apăs pe întrerupător și aprind lumina, vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu întunericul? Dispare. Dispare. Dar dacă eu mă duc și stimbec, am întrerupt lumina, ce se întâmplă cu întunericul? Este înapoi. Cu alte cuvinte, cele două se exclud una pe cealaltă.
Ceea ce înseamnă că eu ori am întuneric, ori am lumină. Dar eu nu pot avea și întuneric și lumină în același loc. Nu știu dacă fiecare dintre noi avem lucrul acesta clar în mintea noastră, prieteni. Gândiți-vă în felul următor. Dacă din punct de vedere fizic, în lumea fizică, este imposibil ca noi să punem întunericul și lumina împreună, înseamnă că exact același lucru este egal, valabil. Este valabil în același fel când vine vorba de tărâmul spiritual. Și acum, prieteni, ce exemplu mai clar putea să ne dea Cuvântul lui Dumnezeu decât să asocieze lumina cu Dumnezeu și întunericul cu Satana? Pentru că atunci când vorbim despre Dumnezeu și Satana, sunt două lucruri total opuse din toate punctele de vedere. Total opuse, frații. Acum, după ce am stabilit lucrul acesta și după ce am înțeles că lumina cu întunericul din punct de vedere fizic nu pot sta împreună și că Dumnezeu reprezintă lumina, iar Satana reprezintă întunericul, acum vreau să ascultați care este îndemnul Apostolului Pavel. Sau nu știu dacă să spun îndemn, este și un îndemn, dar mai degrabă este o întrebare pe care Apostolul Pavel o adresează creștinilor. Ascultați ce spunea el în 2 Corinteni, capitolul... Citim în 2 Corinteni, capitolul 6. Apostolul Pavel spune așa. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? O întrebare. Ce reprezintă lumina și ce reprezintă întunericul din acest pasaj biblic pe care l-am citit? Ce spune Apostolul Pavel? În primul rând, în prima parte a versetului, el spune așa, nu vă înjungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Dar acum Pavel merge mai departe și explică cam ce vrea să însemne lucrul acesta. Și el spune așa, ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau între lumină și întuneric? Primul cuvânt care apare în cele două întrebări este neprihănire și lumină. Iar al doilea cuvânt este nelegiuire sau fără de lege și întuneric. Cu alte cuvinte, prieteni, nu doar că lumina și întunericul reprezintă, așa cum am citit în Fapte, capitolul 26, pe Dumnezeu și pe Satana. Lumina reprezintă pe Dumnezeu, întunericul pe Satana. Dar în acest verset, Apostolul Pavel ne spune același lucru, dar folosind alte cuvinte. Și anume, lumina care reprezintă pe Dumnezeu reprezintă neprihănirea. Iar întunericul care reprezintă pe Satana reprezintă fără de legea sau nelegiuirea. Acum, dragi prieteni, aș vrea să vă întreb ceva. Apostolul Pavel pune aici o întrebare foarte importantă și este întrebarea pe care aș vrea să ți-o pui tu personal în momentul acesta și pe care să mi-o pun și eu. Pe care să ne-o punem fiecare dintre noi. Pentru că, într-adevăr, întrebarea aceasta este adresată fiecărui creștin. Fiecărui copil al Dumnezeu. Și anume, ce legătură, întreabă Pavel, este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Când Pavel spune cum poate sta împreună lumina și întunericul, observați că el se gândește la legea fizică. Adică Pavel apelează la rațiunea omului și la logică și întreabă, ai văzut vreodată întunericul cu lumina împreună? Nu. Și dacă lucrul acesta este adevărat, atunci cum te poți tu gândi că din punct de vedere spiritual tu poți să trăiești și în neprihănire și în nelegiuire în același timp? Prieteni, este imposibil. Și am să vă spun un mare adevăr. În momentul în care noi, din punct de vedere spiritual, încercăm să punem împreună adevărul și minciuna, neprihănirea și nelegiuirea, binele și răul, ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt, pe Dumnezeu și pe Satana. Ori de câte ori noi încercăm să facem lucrul acesta, pe tărâmul spiritual, știți care este realitatea, prieteni? Chiar dacă aparent noi avem impresia că ne putem bucura și de neprihănire și de nelegiuire, realitatea este una singură întotdeauna. Așa cum din punct de vedere fizic, în lumea fizică, prezența întunericului exclude lumina și invers, prezența luminii exclude întunericul, la fel pe tărâmul spiritual. Ori de câte ori noi facem păcatul,
Ori de câte ori noi, în cea mai mică măsură, îndeplinim voia celui rău, noi excludem lumina, neprihănirea din viața noastră. Pentru că cele două nu pot sta împreună, prieteni. Dar ori de câte ori noi alegem să-L urmăm pe Dumnezeu, ori de câte ori alegem să facem voia Lui, ori de câte ori alegem să ascultăm de El, întunericul dispare. Adică orice faptă nelegiuită, păcatul în sine, nu există în viața noastră. Dar ceea ce vreau să înțelegeți, prieteni, este că este ori una, ori cealaltă. Nu există cale de mijloc. Nu există că eu încerc să pun împreună și una și cealaltă. Așa ceva nu se poate. Acum, dragi prieteni, vreau să știți că acest lucru este o problemă veche de tot. Este o problemă veche cât pământul nostru. Pentru că a început odată cu Adam și Eva. Când ei s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu i-au dat ascultare, s-a întâmplat exact acest lucru. Adam și Eva au căzut în păcat. Ei au pierdut dintr-o dată slava și lumina pe care au avut-o. Spune că au rămas goi. Pentru că ei înainte fuseseră îmbrăcați cu slava, cu lumina lui Dumnezeu. Aveau îmbrăcăminte de lumină. Dar în momentul în care au păcătuit, ei au rămas în întuneric, prieteni. Și ori de câte ori noi, în cea mai mică măsură, alegem să păcătuim, noi suntem deja în întuneric. Acum aș vrea să facem aplicația. Lucrul acesta înseamnă, dragi prieteni, că Dumnezeu, așa cum a intenționat ca în lumea fizică, lumina și întunericul să nu stea împreună. Dumnezeu le-a despărțit și El vrea să rămână așa. Vreau să vedeți că este efortul lui Satana ca El să le unească pe cele două. Și Satana încearcă să ne păcălească pe noi ca și creștini. Și ne face să credem că noi putem să trăim și cu Dumnezeu și cu lumea în același timp. Și am să vă dau câteva exemple. Satana ne face să credem că noi putem să fim creștini, să ne numim creștini, adventiști de ziua șaptea, să mergem la biserică în sabat și să luăm parte la toate serviciile de acolo, să cântăm în corul bisericii, să participăm la anumite evenimente, la anumite întâlniri și totuși în același timp noi să facem ceea ce ne place nouă sau să ascultăm de Satana în anumite privințe. Și vreau să vă dau exemplu. Ați observat persoane care merg în biserică să se închine lui Dumnezeu, se numesc creștini, și care se îmbracă într-un mod nepotrivit, adică se îmbracă după stilul de îmbrăcăminte al lui Satana sau al lumii acestea? Prietenii mei, acești oameni nu încearcă decât să încearcă să facă exact acest lucru despre care vă vorbesc. Când eu mă îmbrac într-un mod nepotrivit, nu după cuvântul lui Dumnezeu, ci după cum spune lumea aceasta, după modă, eu încerc să aduc împreună lumina și întunericul. Dar ce-am studiat noi până acum? Că așa ceva este imposibil. Dumnezeu a despărțit cele două și a spus să rămână despărțite. Eu vin și spun nu, eu vreau să le aduc împreună. Și Satana îi determină pe copiii lui Dumnezeu de astăzi să pună împreună cele două, adică lumina și întunericul. Nelegiuirea și neprihănirea. Binele și rău. Amestecul acesta dintre bine și rău. Compromis se numește, dragi prieteni. Și eu încerc să mă îmbrac ca lumea în timp ce mă numesc creștin. Eu am o dietă asemenea lumii, dar mie îmi place să mă numesc creștin. Adică ce încerc să fac? Încerc să aduc împreună din nou lumina cu întunericul. Adică cu jumătate din creier vreau să-L am pe Dumnezeu și cu cealaltă jumătate vreau să-L slujesc pe Satan. Și cu Dumnezeu și cu Satan. Și știți că la noi este un obicei mai nou. Când vine sabatul, toți adventiștii de ziua șaptea devin ca niște oameni sfinți, dintr-o dată. Se îmbracă frumos, se duc la biserică și sunt acolo prezenți și sunt ca niște oameni deosebiți. În momentul în care a pus soarele, prieteni, e ca și cum am dezbrăcat haina aceasta de biserică și din momentul acela eu sunt liber acum să fac exact ce vreau eu. Principiile lui Dumnezeu nu mai contează, ce a spus Dumnezeu nu mai este important. Pot să mănânc cum vreau, pot să mă îmbrac cum vreau, pot să fac ce vreau, pot să mă duc unde vreau. Prieteni, așa este oare? Nu este așa. Și aș vrea să folosesc un exemplu în această ocazie pentru ca să înțelegem mai bine. A fost un personaj biblic care a crezut că poate să facă acest lucru. Numele lui este Iuda, prieteni. Iuda s-a bucurat de prezența lui Iisus, a stat în prezența lui. S-a bucurat de compania ucenicilor, de atmosfera aceea, de grupul acesta special. S-a bucurat de posibilitatea de a face minuni. A fost un mare predicator, a făcut minuni. A rostit cuvântul evanghelic. A vindecat pe alții. Iuda era și trezorier la biserică, avea o funcție importantă în biserică, era un om respectat, apreciat pentru ceea ce făcea.
Și totuși, prieteni, în viața lui Iuda a încercat să unească ceea ce este sfânt cu ceea ce este profan. Care a fost rezultatul? Biblia ne spune că noaptea aceea când Iuda a ieșit afară, era întuneric. Așa ne spune Sfânta Scriptură, că era noapte. Și vreau să știți că întuneric a fost pentru totdeauna în viața lui. Adică toți acei oameni care se joacă cu păcatul, toți acei oameni care încearcă să pună împreună ceea ce este sfânt cu ceea ce este nesfânt, nu fac altceva, dragi prieteni, decât să se arunce pe ei înșiși în întunericul lui Satana. Se plasează de bunăvoie în întuneric. Și dacă continuă să repete din nou și din nou lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu, toată lumina pe care ei au avut-o în viața lor va deveni întuneric. Așa ne spune într-un loc Domnul Iisus. Dacă lumina care este în viața ta nu o trăiești, nu o folosești, dacă nu pui în practică ceea ce ai învățat că este bine, lumina aceea cu cât este mai mare, cu atât mai mare va deveni întunericul în care tu te afunzi. Dragi prieteni, ce vreau să spun prin acest studiu pe care l-avem împreună? Este periculos ca noi să încercăm să unim un lucru pe care Dumnezeu l-a despărțit. Este periculos ca în viața noastră noi să încercăm să slujim și pe Dumnezeu și pe Satana. Este periculos ca noi să vrem și neprihănirea lui Iisus și să vrem și păcatul în același timp. Și vreau să vă spun următorul lucru. A sosit momentul ca noi să încetăm să mai continuăm să facem lucrul acesta. Pentru că așa cum vă spuneam, ceea ce s-a întâmplat cu Iuda se va întâmpla cu toți ceilalți când va veni criza. Vreau să vă întreb, când Iuda s-a dus afară din cameră și l-a vândut pe Domnul Iisus în noaptea aceea, știa Iuda că după ce va face acel gest, pentru el va fi prea târziu deja? Știa Iuda că a venit ultimului moment? Nu știa, prieteni. El a continuat să facă ceea ce obișnuise și până atunci, crezând că totul va fi bine. Dar în momentul în care l-a vândut pe Iisus în noaptea aceea, pentru el a sunat, da? A sunat acel clopot al morții. A fost prea târziu pentru el. Pentru că s-a predat cu totul în mâinile lui Satana. Și vreau să știți că orice încercare noastră de a ne bucura și de Dumnezeu, dar și de Satana, va sfârși până la urmă ca noi să fim cuprinși pe deplin de întunericul celui rău. Pentru că chiar dacă în aparență noi putem fi în biserică și în același timp gândul nostru să fie la niște lucruri păcătoase din lumea aceasta, și noi credem că dacă suntem în biserica lui Dumnezeu și ne gândim la acele lucruri, dar uite că noi o să întâmplă totuși bine, n-am nicio problemă. Și noi credem că putem în felul acesta să punem lumina și întunericul împreună. Dar realitate, prieteni, noi de fapt suntem în întuneric. Suntem de fapt în întuneric. Cum spune acolo în Apocalipsa, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Adică noi suntem un fel de actori, noi încercăm să jucăm. Să facem teatru înainte altora, ca și cum noi suntem adevărați creștini, dar de fapt noi suntem morți pe dinăuntru nostru. Suntem ca niște morminte văruite. Prieteni, aș vrea să spun următorul lucru. Noaptea aceea când Belșațar a luat acele vase sfinte și a băut în ele vinul Babilonului, știți ce s-a întâmplat? A venit sentința. Adică toți acei oameni care continuă să unească în viața lor ceea ce este sfânt cu ceea ce este profan, va veni o zi când Dumnezeu va spune, ai fost găsit prea ușor. Și acum aș vrea să spun următorul lucru, prieteni. Când noi, ca și creștini, citim cărțile lumii acestea, literatura lumii acestea, romane, fictive și toate aceste lucruri care vin din cum să spun, din întuneric, da? Sunt parte din lucrările lui Satan. Și nu veniți cu argumentul că știi, cartea aceasta are foarte mult adevăr în ea și este foarte bună. Citește-o. Folosește-o și pentru copiii tăi. Uite, despre psihologie, despre educație, despre căsătorie, familie. Frații mei, nu veniți cu aceste argumente. Pentru că vă spun un lucru. Nu veți găsi niciodată o carte în care să fie numai minciună 100%. Sunteți de acord cu mine? Satana nu este atât de prost ca să facă lucrul acesta. Satana știe că dacă el pune într-o carte doar minciuni, niciun creștin nu se va atinge de ea. Dar Satana încearcă atunci ce să facă? Strecoară minciuna în mijlocul adevărului. Adică face ca omul acela să scrie o carte care în mare parte conține adevărul, conține sclipirea ale cuvântului lui Dumnezeu, dar în același timp este insinuat
în mesajul acela, tot felul de minciuni și de erezii. Pentru ca Satana să înșele pe oameni. Așadar, un om care se numește creștin, dar citește literatura lumii acesteia, el nu face altceva decât același lucru. Încearcă să unească ceea ce este sfânt cu ceea ce este nesfânt, prieteni. La fel, acei oameni care vin în biserică și care vor să cânte, dar ei nu cântă spre slava lui Dumnezeu, ci cântă ca să se înalțe pe ei și să arate cât de bună este vocea lor, să arate ce tonalități pot ei să facă cu vocea lor și cât de sus și cât de jos și cât de lung poate să țină. Frații mei, toate aceste lucruri sunt spre slava cui? A omului. Deci din nou încercăm să folosim metoda lui Satana, mândria, egoismul și toate celelalte, vanitatea, într-un serviciu sfânt. Unim din nou sfânt cu ceea ce este sfânt cu ceea ce este profan. Observați, frații mei, unde greșim noi? Și apoi haideți să mergem mai departe. Când noi încercăm să ne recreăm într-un mod care este după stilul lumii acesteia, jocuri, muzică nepotrivită și alte și alte lucruri, observați că noi din nou încercăm să unim ceea ce este sfânt cu ceea ce este profan? Și când noi ne numim creștini și mergem și ne ocupăm, de exemplu, vă dau câteva exemple, mergem și ne ocupăm de o anumită zonă, da? Mergem să ne pregătim și să fim educați într-un domeniu despre care Dumnezeu a spus să nu faceți așa ceva. Vreau să iau ca exemplu psihologia, prieteni. Psihologia lumii acesteia este cel mai periculos lucru împotriva căreia Ellen White ne avertizează în mod serios. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne expunem mintea în fața la asemenea lucruri. Hipnoza, psihologia, vine din același lucru, din același rădăcină. Acum, dragi prieteni, vreau să observați ceva. Sub toate formele posibile și în toate problemele vieții acestea, Satana se bucură când vede că noi, ca și creștini, încercăm să aducem împreună ceea ce este sfânt cu ceea ce este profan. De fapt, aceasta este satisfacția cea mai mare a lui Satana. Pentru că știe că atunci când noi procedăm așa, noi rănim inima lui Iisus. Însă, prieteni, aș vrea să vă spun următorul lucru. A sosit momentul ca în viața noastră să se vadă o linie clară de demarcație. Să ne despărțim de întuneric. Și dacă noi suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, dacă noi recunoaștem ceea ce spune, vă invit să deschidem 1 Timotei capitolul 2 cu 9. Mă scuzați, 1 Petru 2 cu 9. Uitați ce spune Biblia aici. Spune așa. Sunteți voi să sunteți o seminție aleasă, o părăție preotească, împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Deci Dumnezeu ne-a scos pe noi din întuneric și ne-a adus la lumină. El a vrut să fim despărțiți total de întuneric. Dar noi ce facem acum, prieteni? Noi începem să aducem întunericul din nou în viața noastră. Sau începem să ne întoarcem înapoi în întunericul acela din care ne-a scos Dumnezeu. Însă Dumnezeu vrea ca biserica sa de pe acest pământ, copiii săi, familiile noastre, noi ca indivizi, să reflectăm lumina lui Dumnezeu, prieteni. Și în viața noastră Dumnezeu intenționează ca noi să avem doar lumina care strălucește de la tronul lui Dumnezeu. Care înseamnă ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de poruncile Lui, neprihănire, tot ceea ce înseamnă adevărul și tot ceea ce înseamnă lucrurile care vin din Dumnezeu. O, frații mei, dați-mi voie în încheiere să vă citesc câteva paragrafe. Ascultați ce spune sora White. Primul paragraf se găsește Mărturii, volumul 2, la pagina 689. Copiii lui Dumnezeu sunt înțelepți când se încrede în acea înțelepciune care vine de sus. Despărțirea de prietenia și spiritul lumii este necesară pentru noi, dacă vrem să fim uniți cu Domnul și să locuim cu El. Vrem să locuim cu Dumnezeu, atunci trebuie să refuzăm lumea și prietenia ei. Tăria, prosperitatea noastră constă în legătura noastră cu Domnul, aleși și acceptați de El. Nu poate exista unire între lumină și întuneric. Vă întreb încă o dată, poate exista unire între întuneric și lumină? Nu, prieteni. Dumnezeu intenționează ca poporul său să fie un popor deosebit, despărțit de lume, și copiii săi să fie exemple vii de sfințenie, pentru ca lumea să poată fi luminată și convinsă sau condamnată după cum tratează lumina care le-a fost dată. Acum, Iisus spune așa, în continuare. Adevărații urmași ai lui Hristos
nu se pot bucura de prietenia lumii și în același timp să aibă viața lor ascunsă în Hristos. Afecțiunile lor trebuie să fie retrase de la comorile pământești și transferate la comoara cerească. Deci putem noi să ne bucurăm de lumea aceasta și de lucrurile din ea? Putem noi să ne bucurăm de asocierea cu lumea, de prietenia lumii? Și în același timp să-L avem și pe Iisus în inima noastră? Imposibil, prieteni. Una o exclude pe cealaltă. Acesta este gândul pe care aș dori să-l transmit în această ocazie. Vă rog în numele lui Iisus să vă faceți o analiză a vieții spirituale. Și dacă vedeți că în viața voastră este o luptă continuă, o încercare continuă de a uni lumina și întunericul în practicile noastre, în orice aspect, gândiți-vă la orice amănunt. Eu n-am timp acum să vă amintesc toate lucrurile. Gândiți-vă la politică. Gândiți-vă la problema educației. Gândiți-vă la felul în care vă recreați. Gândiți-vă la ce mâncați, la cum vă îmbrăcați, la felul în care vorbiți, la felul în care... Gândiți-vă la orice vă trece prin minte. Orice lucru pe care îl faceți în această viață. Diferența dintre noi și lume, știți cum ar trebui să fie? Cum este lumina cu întunericul, prieteni? Spuneți-mi cât de mult seamănă lumina cu întunericul, în ce proporție seamănă lumina cu întunericul. Deloc, prieteni. Este total opusă. Exact așa intenționează Dumnezeu să fie viața noastră. El vrea ca noi să fim în opoziție totală cu tot ceea ce este lumea aceasta. Și cu satana. Și cu nelegiuirea. Și cu păcatul. De aceea Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri din urmă. Ca noi să dăm slavă Creatorului nostru. Iar modul în care Dumnezeu ne cheamă să-i dăm slavă este prin faptul că noi vom păstra această linie de demarcație pe care Dumnezeu a pus-o între lume și biserică. Între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt. Și noi trebuie să facem aceasta atât la nivel individual cât și ca biserică, prieteni. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm aceste îndemnuri din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca noi să fim printre aceia care vor străluci și vor reflecta lumina care vine de la Dumnezeu. Dar haideți, prietenii mei, pe măsură ce lumea aceasta devine tot mai întunecată din pricina nelegiuirii, haideți ca noi să alegem să strălucim ca niște lumini în lumea aceasta. Să iluminăm și pe alții ca ei să-L cunoască în felul acesta pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne păzească de acest pericol. Ca noi să unim în viața noastră, să aducem împreună acele lucruri pe care Dumnezeu le-a despărțit și pe care El a spus să rămână despărțite. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Sa. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare.